Inițial începuse destul de prost, în sensul că se spune că e extrem de important cu ce școală pornești. Și am mers direct la cea de pe lângă mine, era, se chema Liceul Racoviță, mă rog, avea și școală generală, dar ar fi vrut ai mei la un moment dat să mă mute la un liceu de engleză. Dar cum era în Floreasca și cum nimeni nu s-a îndurat să mă ducă până acolo, adică ei mei munceau, deci ar fi trebuit unul dintre bunici să mă ducă până acolo, niciunul n-a zis că și-ar asuma răspunderea asta, așa încât am rămas la școala de cartier. Asta a fost un punct care la un moment dat m-a ajuns din urmă. După care am dat la liceu, din motive sentimentale m-am dus la Sfântul Sava, unde am și intrat, culmea, este incredibil, dar am și intrat și am intrat cu o medie foarte mare. Pentru că eu, la tot ce înseamnă examene, funcționez foarte bine, pe termen lung mai puțin bine. Și acolo m-am trezit că, după un an de zile, după ce am învățat temeinic fizica o vară întreagă, ăștia n-aveau decât clase de real, așa că a trebuit să renunț la Sfântul Sava, care îi zicea Bălcescu de altfel pe vremea aceea, și să mă duc din nou la un liceu de cartier, unde avea umanul, că umanul nu știe ce, întotdeauna știe cum e trecută și cultura la etc. veșnic, așa, și unde m-am trezit că nu mai făceam franceză și engleză ca la Sfântul Sava, ci făceam franceză germană, germană pe care o ignor până ziua de astăzi, pentru că o germană de care te apuci după 14 ani, n-ai nicio șansă. Dacă nu o vezi în copilărie sau nu te amorezești de un neam, stai nicio șansă. Nu s-a întâmplat nicio aici, așa că exclus. Și acolo m-am dus și am venit eu așa la un moment dat cu ideea că vreau să mă fac medic. Și mi s-au cumpărat chiar și niște cărți care le-am frunzărit, am văzut eu că e foarte complicat, după care am zis eu, îmi dăduse cineva o carte de sociologie și am zis, a, nu, fac sociologie, ai mei au zis, și ce faci după aia cu sociologia, să ne înțelegem, eu am în plină perioadă comunistă în toată povestea asta. Mama era profesor la Politehnică, profesor de franceză tehnică, dar mă rog, la Politehnică, dar eu nu funcționam cu matematica și fizica și în clasa 11-a m-au zis, doamne, totuși ce facem cu copilul ăsta? Suntem intelectual de 5 generații, dintr-o dată nu mai reușește nici măcar să depășească liceul. Și atunci s-a făcut un fel de îngrășare în ajun și au zis, bun, hai să o dăm la limbi străine. Ce limbi străine? Franceză, mă rog, normal, este și pe sfert francez și mama fiind profesoară de franceză, e ok. După ce mi-a luat niște profesori din afară, s-a demonstrat că tot mai bine cu mama am învățat. Și a doua limbă, ce să facem? Bun, engleză. Toată lumea a zis combinația asta așa de oarecare și așa. Mama a zis, las-o, vedem noi cu asta și mai vedem după aia. A fost o variantă la un moment dat să fac ceva arabă, după care mi s-a explicat la femeie șansele sunt minime, ca să, ideea era cum să o tai de aici, asta era clar, cum poți să o ștergi de aici, cu orice preț trebuie plecat de aici. E, și atunci, până la urmă, am făcut numai franceză cu engleză, am intrat de prima dată, deși erau 7 pe loc, în mod bizar am avut notă mai mare la engleză decât la franceză, nu știu de ce, ba da, știu de ce, pentru că mi-a aplicat Balzac. Și început facultatea, un fel de a spune că ce am frecventat-o relativ destul de rar, cum spuneam, la examene performam bine, cu mersul la cursuri mai încet, eram mulți, însă nu se prea vedea așa absența și am început să frecventez Cinemateca masiv. Deci cred că marea șansă în viață a fost o pasiune nesfârșită pentru cinema. Și pentru televiziune, în egală măsură, cred că le-aș pune pe același taler și nu cred că s-ar lăsa mai tare într-o parte. Mergând la cinema, îl cunoscusem deja pe profesorul Suchianu, mi-am dat lucrarea de diplomă pe o temă cinematografică, pe Cocteau. Am început să-l întreb pe profesorul Suchianu, care era cel mai important critic de film din momentul respectiv, care avea 81 de ani când l-am cunoscut și eu aveam 18. Am început să-l întreb dacă există posibilitatea să fac traducere de film. Și el mi-a zis, nu e o
meserie în sine. Poți să faci o colaborare, dar nu există ca meserie în sine. Mai trebuie să a demonstrat că, mă rog, am transformat treaba asta într-o meserie. Dar mi s-a explicat în prima fază că nu există. Că așa ziceam eu, că pot combina și limbile străine și cinematograf. După aceea a fost o altă șansă. Faptul că a venit vara și nu a avut traducător la televiziune, m-a recomandat lui Tudor Caranfil. Tudor Caranfil era de serviciu, cum se făcea atunci, după amiază, era redactor de serviciu, îi trebuia neapărat o traducătoare, nu era nimeni, în vacanță, concediu, cum se zicea, cum ziceau comuniștii, așa, și îi se părea ceva suspect să ai vacanță, dar dacă ai elev sau student, și mi-a dat telefon și a zis, acum, fii acum. Și am venit acum la un film, la prima vedere, era un film despre frații Riț. În amintirea asta îl cheamă pe motanul meu actual Riț, de altfel. Și am făcut față. Văzusem foarte multe filme, ascultasem la cinematecă nenumărați alți traducători cum procedau și probabil că ceva s-a luat până la urmă. Și așa am intrat în televiziune. Primii bani i-am câștigat imediat ce am intrat la facultate, în prima toamnă. Am luat primele lecții, am început să dau lecții de franceză și mi-am amintesc că era cineva care stătea, erau niște copii într-o familie de sectanți, erau foarte mulți copii. Și în principiu făceam cu unul singur, dar veneau toți ceilalți așa pe lângă mine și stăteau pe undeva pe drumul Sării Naștii, să mai spun nici cum îi cheamă, nici nimic. Și mi-amintesc că acolo am și simțit primul cutremur, pentru că înainte de cel din 7-7, întotdeauna, înainte să fie un cutremur foarte mare, e unul care îl prevestește. Și a fost unul cam în ceva octombrie, noiembrie, în 7-6, imediat după ce intrasem la facultate. Deci am început să predau și mi-a plăcut treaba asta dintotdeauna, cred că mi-a plăcut în egală măsură. Asta a mai fost o șansă, că au fost mai multe lucruri pe care le-am făcut cu drag, adică nu mi s-a întâmplat niciodată să fac vreo meserie care să-mi displacă și asta îți face timpul să curgă parcă un pic mai încet sau oricum mai cu folos și să ai o satisfacție de asta imediată, că vezi că se întâmplă ceva, vezi că afli că nu știu cine a nu știu ce examen și l-a luat și acum poate să plece cu o bursă să-și facă un masterat în Anglia sau poate să facă nu știu ce lucruri. Adică e ideea asta, e sigur că e o iluzie și că e și așa oarecare doză de orgoliu că poți să schimbi un destin. Da. Mă rog, mai lăsa mai puțin, măcar pui așa o piatră, cum la rândul meu am avut șansa, cum spuneam, a unui maestru. Un mentor contează foarte mult în viață și copiii așa, în prima fază, se mai întâmplă să se atașeze. De exemplu, mi-am amintit în școală mă atașasem de o profesoară de franceză, deși mama era tot profesoară de franceză. Mă atașasem de o profesoară de biologie, vai, învățasem fascinată biologia. Cum s-a schimbat profesoara, cum s-a dus naibii biologia și tot. Deci asta cred că, pe de altă parte, cred că e o lecție de viață pentru cei care vor să se facă profesor și să predea, chiar la catedră vorbesc acum, adică dacă nu sunt foarte deciși să facă treaba asta și să o facă din pasiune, mai bine să încerce altceva, pentru că pot strica foarte mult. Sigur că pot și modifica, dacă profesoara ar fi rămas, probabil că nici eu n-aș fi făcut meseria pe care am făcut-o, aș fi continuat să fac biologie și aș fi... Era, pe vremea era o modă să faci biologia, se spunea că poți să faci ceva cercetare și poate prinzi o bursă, nu știu cum, dar poate o prinzi. Era foarte complicat oricum în toată perioada aia. Și... Dumneavoastră ați fost mentor vreodată? Nu-mi dau seama. Asta aș putea să-l întrebați pe cineva dacă mă declară mentorul cuiva, dar nu-mi dau seama. Habar n-am, nu știu. Cred că oricum asta, cred că o afli... Așa de acolo de sus, post-mortem, nu cred că o afli cât ești în viață așa. Decât dacă este o relație mai stau care... Mai stau o tură ca să aflu chestia asta, nu știu. Nu-mi da asta. Mă rog, s-a mai întâmplat așa uneori, știu eu, să fie cât un copil care să vrea să facă limbi străine și până la urmă să ducă spre cinema, pentru că invariabil nu poți să înveți numai asta atâta vreme cât pasiunea ta merge și spre cărți, și spre muzică, și spre... Încerc să-i combini. Eu, neavând copii, îmi place să fiu așa un fel de
mamă de weekend, să zicem, sau așa, mamă pentru o oră sau două, știi. Recunosc că e comod. Dar, pe de altă parte, era important, cred că de știut, pentru cei care trec printr-un moment dificil, mai ales că acum chiar e un moment greu, că la rândul meu am trecut prin momente dificile, adică n-a fost întotdeauna gata, am intrat în televiziune. În televiziune am intrat greu, în sensul că, sigur, am făcut traducerile astea simultane și am început să subtitrez destul de repede, dar nu reușeam să mă angajez, pentru că era povestea aia, trebuia să-ți dea cineva negația, eu aveam un post luat când am terminat facultatea undeva în două sate în Moldova, suna bietul vornicul la fiecare început de an și spunea, nu, vă rog, mă sinucid dacă nu mi-o lăsați încă un an, și așa, era foarte teatral și așa, și sigur că în partea elaltă se înduioșau pentru că era o figură de la televiziune și așa. Pe de altă parte, cred că iarăși contează foarte mult ce-ți dorești, adică povestea chinezului cu ai grijă ce-ți dorești, în cazul meu cred că a fost mai mult invers. Aproape întotdeauna, dacă mi-am dorit foarte tare ceva, până la urmă s-a întâmplat, de exemplu, mergeam cu ai mei în vacanță și vedeam emisiunea de la sfârșit de săptămâna lui Vornicu și mă gândeam, așa, mă culcam după aia și mă gândeam, uite, dacă aș putea să fac și eu un subiect în emisiunea, eram că elevă. Dacă, și într-adevăr, până la urmă s-a întâmplat, am făcut rubrică în emisiunea lui, adică cred că în principiu asta contează foarte tare și e important să constați că ți se întâmplă pe parcurs lucrurile astea sau știu eu, lucruri mai puțin spectaculoase. Mi-am dorit foarte mult la un moment dat, eu merg mult la teatru, să scriu și o dată într-un program de teatru și la nicio lună după a venit o propunere să scriu într-un program de sală. Sau lucruri diverse, sau îmi place foarte mult să văd lucrurile și din interior, adică nu neapărat din exterior. Când eram copil, aveam o prietenă, am o prietenă de altfel, a cărei mamă lucrase în câteva cofetării. Existența mea cred că a fost legată tot timpul de cofetării și îmi plăcea că din când în când mergeam la ea, pe lângă faptul că ne trata cu tot felul de bunătăți firește, ne lăsa din când în când să vindem noi, să cântărim, să luăm banii și să așa. Și a fost ideea asta tot timpul să fii de partea cealaltă a teșghelei și cred că asta după aia s-a mutat la televizor, în momentul în care am început să fac televiziune, să fii în partea astălaltă, știi? Adică nu neapărat să fii clientul, ci să fii și cel care... Ați fost un copil ambițios? A, nu, eram un copil... Am fost un copil leneș, destul de leneș, adică tot timpul mi se spunea... Brânză bună în burduf de câine. Așa. Brânză bună în burduf de câine non-stop. Izmană pe călător, mi se spunea că tot timpul vreau să plec colo, ceea ce mai târziu s-a întâmplat cu plecatul. Toată studenția luam grupuri de străini ca să pot să văd țara. Noi n-am avut mașină niciodată, de exemplu. Aveam multă energie, dar pe care nu o concentram spre învățătură în mod special, deși am fost foarte supravegheată. De până în clasa 8-a, toate lecțiile le făceam cu bunica mea, care făcuse chimie, nu lucrase decât într-un târziu, pentru că pe vremea n-aveau nevoie să lucreze, erau neveste la bărbat, bunica era pusese director adjunct al Institutului Meteorologic și deci o ținuse acasă. Până au venit comuniștii, unii care zic că el sub comuniști nu lucrează și s-a pensionat, a făcut după aia traduceri din italiană tot restul vieții, deși făcuse două sau trei facultăți tehnice și fusese erou de război, în primul război și o grămadă de lucruri, da? Până la urmă cu toții tot la traduce, facem ce facem și tot la traducere ajungem. Mama la fel a făcut toată viața și traduceri, iar eu asemenea și cărți și de toate. Deci eram, deci până că în clasa 8-a am fost foarte supravegheată de bunica, după care reușind spectaculos la Sfântul Sava, am zis gata, s-a terminat, acum sunt mare. A fost chiar o chestie foarte frumoasă, când am intrat la Sfântul Sava, a venit cu mine să dau la istorie. La istorie eram slab, toată viața, cifrele mă omoară, indiferent că-s de istorie sau de asta, de socotelă, orice fel de socoteală. Și a mers cu mine înainte să intru la oral, la istorie, și a recitit cu mine una dintre lecții și aia mi-a picat. A fost chiar foarte frumoasă povestea asta. Și după care am zis, gata, s-a terminat, am intrat așa de bine, nu știu, și bineînțeles că în momentul în care mi-a dat drumul și am învățat toată vara, am rămas corijentă. Care credeți că este secretul succesului care poate să fie repetat de altă persoană decât dumneavoastră? Pasiunea.
este singurul secret. E pasiunea și ideea că dacă ești cu adevărat pasionat, până la urmă se deschide de undeva, măcar un geam lâc, dacă nu o fereastră. Asta este absolut... Și să dorești foarte, de exemplu, mi-am dorit enorm să ajung la New York. Am ajuns foarte târziu, acum vreo 2 ani de zile, n-am ajuns cu filmele, am ajuns cu Fundația Soros, dar mi-am dorit enorm treaba asta. Și până la urmă s-a întâmplat. Adică totul e să-ți dorești și să nu abandonezi, să n-ai impresia că e prea târziu, să fii tot timpul, să pornești la ideea că, uite, alții au trecut prin viață și nu li s-a întâmplat cu tare lucru, deci tu mai ai timp câtă vreme încă supraviețuiești și să faci lucruri foarte diferite. Cred că asta, iarăși, e un secret ca să fii fericit, între altele. Să nu te plictisești. E foarte ușor să te plictisești, numai cu cei de jos, cu tine te poți plictisi, dacă nu faci lucruri... Ați schimbat ceva dacă ați luat de la capăt? Să spun drept, nu cred că aș schimba nimic. Nu aș schimba nimic. Nu, am fost privilegiată, deci n-aș putea spune că aș schimba ceva. A fost, până la urmă, a fost un destin spectaculos. Mi-amintesc când au încercat o dată să-mi ghicească, aveam vreo 16 ani și nu reușeau să înțeleagă ce să fie schimbat. Și mama săraca tot zicea, să faci scriitoare, nu-i așa? Și fana care ghicea, zicea, nu știu, nu-mi dau seama, e ceva cu multă lume, cu așa, dar... Mă, și mama tot zicea, dă-mi scriitoare, adică mama avea una și mână, știi? Acum, sigur că mi-o dat femeie, nici nu se știa pe vremea aia că va exista video sau așa, vedea lumea în sensul că te știe lumea de la video, pentru că asta este de bază, știi, cu vocea și așa mai departe, dar nu cred că aș schimba, pentru că până la urmă asta e, sigur că aș fi vrut să... Eventual să mă fi născut în anii 30, să nu prin comunismul, să pot călători de la început, să fac un liceu într-o țară... sau măcar facultatea, să nu învăț hibrid franceza și engleza, doar, știu, maximum din filme, ca să poți vorbești cu un vorbitor nativ, nu? Că altfel trebuia să dai cu subțenatul decât ori te întâlneai cu un străin, nu? Toate lucrurile astea le-aș fi schimbat, dar nu neapărat în destinul meu, adică sunt destul de... dau seama, clar că nu. Iar lucrurile rele profesionale, pentru că ți se întâmplă și lucrurile profesionale, respectiv cu 13 ani, a fost dat afară, bine mersi, exact după o concediere masivă, cum se întâmplă acum la televiziune. Și chiar m-a amuzat ideea că acum să mă pun într-o comisie ca să evaluez pe alții. E adevărat că pe noi nu ne-a evaluat nimeni. Ne-au dat direct un plic în care ne-au anunțat că suntem dați afară. Atunci a fost un moment foarte greu, recunosc că atunci a fost un moment greu și era... Fusese, cu un an înainte aveam 7 slujbe în același timp și după un an de zile a fost ca un castel de cărți de joc. Una câte una au căzut, una câte una. Era o colaborare, aveam o colaborare la evenimentul, aveam o colaborare la un post de televiziune de-asta pe cablu ținut de niște americani. Lucram, firește, în televiziune. Mai lucram, nu știu pe unde, mai făceam niște traduceri. Făceam o grămadă de lucruri și unul după altul s-au dus absolut toate, s-au dus la pământ. Și un an de zile, n-am găsit aproape nimic de lucru. Și singura șansă a fost că, știind limbi străine, am mai putut cât de cât cu asta să mai... Deci nu pe meseria, să zicem, mă rog, în egală măsură meseria mea, dar toată lumea mă conotează cu critic de film, nu neapărat cu, sau mă rog, cu cinema, nu neapărat cu profesor, știi? Un an de zile a fost extrem de complicat pentru că toată lumea... se întâmpla în 99 chestia asta, toată lumea se temea, a, vine precis, vrea să ne ia locul precis, vrea să fie șef, eu n-am verități de șef, sunt nulă la așa ceva, adică oricum nu funcționez pe așa ceva. Și a fost greu. Deci de-aia încerc să răspund tuturor că e foarte complicat, e foarte greu un an de zile, dar după un an de zile lucrurile la un moment dat se echilibrează și uneori chiar pot fi mult mai bune, adică îmi dau seama că a fost, cum zice americanul, blessing in disguise, a fost tot rău spre bine, pentru că n-aș fi rezistat la ritmul care a urmat în televiziune. Deci, inclusiv până în 89, eu reușeam să-mi fac un program al meu. Adică, sigur că lucram și nopți, deci lucrând nopți aveam dreptul la câte 2 zile libere, dar niciodată nu. Fabrică, se pontează, eu n-aș fi suportat chestia asta, adică recunosc că... Și așa, în mod bizar, am făcut mai multă televiziune după aia, după ce am plecat, am mult mai multă libertate de mișcare,
fac lucruri, cum zic, puneam extrem de diferite, pot și să călătoresc. Asta a fost iarăși un noroc la un moment dat. Vezi, una o atrage pe alta, lumea știindu-te, văzând cam cum lucrezi, cam cum scrii, cam cum face emisiunea, atunci sigur că îți găsești la un moment dat niște sponsori care să te poată trimite la festivalul la care atât am visat. Și asta a fost, s-a întâmplat foarte târziu, sunt foarte multe lucruri care s-au întâmplat târziu. La Cannes am ajuns până acum 4 ani, nimeni nu-și imagina chestia asta, la Berlin la fel. La Veneția am fost o singură dată și asta pentru că a fost Francesca acolo, un film românesc. Adică s-au întâmplat multe lucruri târziu, dar pe de altă parte nu cred. Cred că foarte marea șansa pe lângă pasiune, de fapt pasiunea a atras cealaltă poveste, respectiv cinematograful. Și de acolo tot timpul, oricât de deprimat ai fi, știu că acum câteva săptămâni m-am trezit într-o dată că am o datorie enormă și că mi-am dat seama că n-am seama de unde să o plătesc, orice aș face, deja asta terminat, nu mai aveam ce vinde, nu mai aveam ce face și prima reacție a fost să mă duc la cinema. Am stat de dimineață de la 10 până la ultimul spectacol, am văzut filme non-stop și am încercat să nu mă mai gândesc și a doua zi deja am încercat să întrevăd niște rezolvări. Dar pe moment asta a fost șocul, dar sigur că e o soluție mai bună și pe care o recomand oricui în momente de depresie, ajută. Și un cuvânt de încheiere pentru cei care se uită la acest filmuleț prin care să-i inspirați, să le dați un vânt. Cred că tot să caute să își găsească, în primul rând, să-și stabilească niște puncte în viață pe care să le și facă treptat. Adică nu toate deodată, dar să nu le scape din ochi, pentru că asta e tendința, noi avem în gene chestia asta, să ne apucăm de foarte multe lucruri și să nu le ducem la capăt. Dar dacă reușim să îngenunchem soarta și să spunem, nu, uite, eu am să duc chestia asta până la capăt, măcar un lucru, dacă reușim să ducem până la capăt, atunci cred că ar funcționa. Și mai ales, lăsați-vă și copiii și pe voi să faceți ceea ce vă face cea mai mare plăcere. Nu porniți de la ideea că trebuie să fac o meserie din care trebuie să câștige bani, că trebuie neapărat să fac o contabil, că atunci sigur are o existență asigurată și contabilii pot fi... Și aia știi, și bogații plâng, știi, și contabilii pot fi concediați în egală măsură și nu le îngrădiți. De multe ori, tocmai dintr-o pasiune și dintr-o... Mi-aduc aminte că mama, de exemplu, toată facultatea era convinsă, tot mereu zicea, mai ești o loază, asta este. Și m-am amuzat acum că a venit pe lângă ceilalți în familie care învățaseră mult mai bine, adevărat că eram o loază. A venit Lelușa acum la TIF și a spus două lucruri. În primul rând că el le recomandă prietenilor nu să ia medicamente, ci să vadă diverse filme în funcție de bolile respective, dar a mai avut un speech în care era cineva care traducea tot ce spunea el și la un moment dat a zis, nu știu, te-ai cancră. Eu care știam de la mama, că tot timpul pe caietul cu care am dat la facultate scria ex-cancră, futur blanc-black și până la urmă au tăiat ex-cancră, fostă loază, viitor boboc, am rămas doar boboc și s-a dus loaza, am știut cuvântul cancră, vezi, ca să vezi la ce îți folosește în viață să fii o loază. Doamna Nistor, mulțumim mult de tot! Cu drag!